ce ți-e frică? Mi-e... Hai liber. Deci e liber, am auzit. Dacă se uită ăștia de 18-20 de ani, o să zic că i-au zis și pe umflatul ăla, auzi, juca frânză, ăla e nebun. Acum frânzele nu se mai joacă, cu frânzele se trag. Treaba cu bara am înțeles-o cât de cât, să sperăm că o să ne iasă. Mamă, ce bine arată. Abia ajuns să gust. Când te apuci, mănânci o pungă de asta. Ați și ai mai avut ture de aruncat? Adică au avut la multe coji? Astea două ture. Dar ce le ai? Hai cu neața și cu toate alea de la munte. De la complexul Ariniș. Căutăm tiroliana. Suntem cazați foarte aproape de mega tiroliana Bucovina. Cea mai mare, de fapt cea mai lungă tiroliana din România și din Europa și pe locul 5 în lume. Lungimea traseului este undeva la vreo 2,2 km. Deci avem ceva vreme de petrecut acolo cocoțați. Și cu viteză, că merge undeva cu cam cu vreo 140-150 de km la oră ai atinge când îți dai drumul de acolo de sus. Neața! Tu de când vrei tiroliana asta? Câți ani ai de când? De doi ani tot spui, găsim și noi o cazare mai aproape. Da. Anul trecut eram la vreo 2 ore jumate. Da, când am făcut-o pe aia la altă, din tot din Bucovina? Tot anul trecut. Atunci, nu? Când am fost cu Mocănița? Da. Am găsit o tiroliană. Da, avea vreo 600 de metri, 700, da. Cam așa. Acolo ți-ai făcut așa, un pic, să văd, ai gustat un pic din tiroliană. Da, așa. Acolo n-a fost ok, că nu am stat cum trebuie în chingile alea și am pierdut viteza. M-a adus un pic pe față și n-am mai avut viteză, păi mi-a trebuit să mă trag la sprijin. Ca să... Deci, aici au mai multe, că ăsta e parcul ăla, nu? Care e închis pe timpul săptămânii și deschis pe weekend, parcul Ariniș, parcul de agrement, Aventura Park, da, care este închis, că ne gândeam că prindem și aici deschis și mai facem și noi un alt de trasele cu copaci pe aici, dar în timpul săptămânii este închis, ghinion, tiroliene, aici văd că e închis, dar noi n-avem treabă aici, asta e puțin confuz, că vezi mega tiroliana, și îți iei biletele pe aici de pe undeva, iar când ajungi aici mai vezi încă 32 de tiroliene, de dragi de laci, dar închis. Sunt în parcul de, cu jocurile suspendate. Uh-huh. Acolo sunt multe tiroliene. Neața! 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 Intră și are din ochi. Trebuie să vedem exact de unde luăm bilete, că spunea să urmărim pe Google Maps, e complicat. Să mergem puțin mai în față, să vedem, poate găsim acolo. Uh-huh. Aici pare să fie zona cu parcul. Da. Trebuie să ajungem la telescaun, bănesc. Da, e o dumeție pe-n pădure, din ce am înțeles. Vedeți că e mare parcul ăsta, Ariniș. Au și roată, tircoarcul, paintball, waterball. Aici avem o terasă foarte mare. Aici avem altă terasă cu pizzerie. Dar, v-am spus, doar în weekend. Am găsit și un semn că spre mega tiroliana Bucovina este încolo. Și sunt curios de traseu. Cum mergem, că din ce am înțeles e și pe jos și cu telescaun și cu toate alea. Unde? Da, da. Și mergem încolo. Da, e foarte mare, frate, parcul ăsta. Foarte mare. Din ce am văzut, au și piscină pe aici. Aici sunt bazinele de înot. Vedeți clădirea asta? Și sunt acoperite. Deci înseamnă că se poate veni și pe timpul rece. Dar nu ca noi, în timpul săptămânii. Ați găsit și o tron? Este, mă. Poate cazi în anou. Cum era? A, cu două. Asta e și o tronul broscuței. Una, două. Amă, că mai știți. Era mai ușor acum câțiva. Acum 20 de ani era mai ușor. Acum 20 de ani era mai ușor. Bine, mă, că dacă mă pune să sar șotronul, dar nu vreau. Că... N-o vreau eu. Păi vă fac șotronul ăla, dar știți cum? Frunza, mamă, jucam frunza. Mai știți cum era frunza? Bine, ăștia mai înetate, așa. Că dacă se uită ăștia de 18-20 de ani, o să zic că i-au zis și pe
Auzi și pe umflatul ăla, auzi, juca frânză, ăla e nebun. Acum frânzele nu se mai joacă, cu frânzele se trag. Acum e altfel jocul cu frânza. Da, se rulează acum frânzele. Sunt la comentarii, dar... Da. Avem și terenuri de tenis. A, uitați-vă și voi ce frumoase sunt culorile toamnei. Ia uitați-vă cât de frumos este. Aici ești câștigat doar să vii să te plimbi. Iată de frumos e. Am primit notificare că să cumpăr noul Galaxy S24. Noul? Păi are un an. Acum mi-a dat. A venit cu efect întârziat. Cezara o rămâne în parc. Cezara o s-a cântărit și a zis nema. N-am cum, știam care e limita, e de 110 și Cezara o bate peste 110, chiar cu vreo 10-15 în plus. Și nu, a zis moșule, na, ne pare rău, dar nu, n-are rost, e nebun la cap. Era frumos dacă puteai să urci cu telefonul. Nu, are nimic, da. Nu, că n-am cum să mă întorc. Că te întorci pe... Deci telescaunul are... Doar duce, da, ceva de genul, da. Nu are nimic. Cine urcă trebuie să dea să coboare cu tiroliana, n-ai, nu, da, n-are cutră. Telescaunul ăla n-are și el așa, adică să urci să cobor, nu? Vă, duce, ai, vă duceți voi... O singură direcție, dus întors, sunt două... Păi și telescaunele acum se întorc? Că ele pleacă, dar trebuie să și întoarcă. Pe cred că de asta se așteaptă câte 15-20 de minute, ca să aibă timp să întoarcă. Singure. Posibil. Poți să te întorci. Da. E ore 404. Zona asta aici are o problemă. Își cere filmările. Ce? Își cere filmările. Ce filmări? Se cere. Zice că filmările au nevoie de consimțământul nostru ca să folosească filmările. Ah, da, îmi treci peste. Da. Zi, da. Dăm acord, da. Da, da, mă, da. Întrebam dacă ne cere. Da, mă, e bine. Merge, merge. E bine. Ce vor ei, nu mai să mă dau cu tirulian. Sunteți pe cârca mea. Și mă bagă la pușcărie. Ma. Deci vă duceți doar voi fetele cu și vă dați cu tiroliana. Da, că am scris Mircea Tiberiu. Păi nu, Mircea. Cornelia scrie. Mircea Tiberia Cornelia, că doar fetele se dau auzi. N-a prins încă costul pentru a te da cu tiroliana este de 150 de lei în poziția Superman, adică pe burtă, și 100 de lei poziția înșezut, normal. Asta ca să știți dacă veniți pe aici, cam la ce să vă așteptați. Sper să fie frumos, adică să se bucure copiii de treaba asta. Eu zic că Alina abia așteaptă. Ia uite. Da, e și puțin teamă. De ce mă să fie teamă? Că nu m-am dat niciodată pe o tiroliană atât de lungă, să dureze atât de mult. Am înțeles că undeva la 2 minute. Nu, mai mult, vreo 4 minute. Sunt 2 km și cât ai spus? 2 km 200. E bine. E ok, da. Și niciodată pe burtă. Tu-ți dai seama că eu o să văd tot peisajul de sus? Ai camera cu tine să filmezi? Da. Să continui vlogul în Steinul cât eu stau aici și vă aștept. Și încă ceva, separat se petrece și telescaunul. Cât a fost? 25 de lei. Deci pe lângă costul de 150 sau 100, mai plătiți 25 de lei telescaun. E plată separată și la telescaun de preferat cu cash, nu? Da, cash. A zis că nu merge cap. Nu merge, e defect POS. Cum ai zis tu, firme diferite. Bro. Da, probabil că sunt companii diferite și da. E bine. Important e să vă simteți bine. Direct Superman da. Suntem. Da? Toți trei. Mamă. Ați spus trei Superman sau da? Toți trei Superman. Mama Superman. Mamă, și-au luat echipamentele. Și că plecați în expediție. Asta și mă gură de suc. Ia. Mamă, ia de aici. Stați, vă dau șupie. Ce faci, Alina? Unde plecați? Mergem pe deanul polonic. Mamă. A, și trebuie să mergeți cu astea, după ce coborâți, cred că mai mergeți în pădure pe rucsacele, în spinare. Da. Cam greu. Da? Da. Nu știu ce e aici. Echipamente. Echipamente. Uite, ați fost pe o cască. Doamna nu mai poate. Strai cât plăcute. Mulțumim. Nu, masca, mutajul galben. Bonet igienic. A, s-a pus. Da? Faceți podul, faceți la dreapta și ajungeți la telescaun. Săgețile galbenii. A, ok, urmă înapoi. Treceți podul Moldova și faceți după pod, faceți dreapta. Și ajungeți la okay. Scaun. Ok, mersi. Păi și tu, nu vin păi vin, da. După vin cu voi. A, deci am înțeles.
De aici se iau echipamentele. O să facem cardio. Da, frate, deci se iau echipamentele de aici și mergem undeva în direcția aia. O luăm pe jos, trecem podul, găsim un bilețel, un indiciu, ajungem la telescaun. Ma, avem impresia că cumva aici vine ceva și le ia pe fete și pe băieți. Ma, suntem bine. Bun. Deci am ajuns pe podul aici, care duce către telecabina aia sau telescaun, ce-o fi? În pădure. Mă, da, e chiar frumos făcut aici. Și se vede frumos așa, acest râu. Ia uite câți pescari sunt acolo. Ia uite Tibi în dreapta. Ce e acolo? Au la muscă băieții, băi. Da? Băi, te mișcă asta, grabă. Se mișcă? Ce vrei să faci? Ce ai zis tu? Să dau la muscă. Nu știi? Nu se vede, dar o fi. Uite că e... Uite, sunt foarte multe persoane care pescuiesc. Deci înseamnă că e treabă bună. Păi ia să tipis. Mamă, e plin, mă. Ia să vezi tu cum e să dai și tu la muște. N-ai dat niciodată? E complicat. Ai dat vreodată măcar încercat, da? Da. Și ai prins ceva? Un plec. Aici avem o terasă și trebuie să ne continuăm drumul în dreapta. Ha? Să filmezi traseul? Poți, da. Mi-e mai simplu de ținut asta așa. Aha. Adică a fost o dată pe ea și mi-e mai simplu să țin pe asta așa decât telefonul. Da, de aici. Sigur că da, sigur că merge. O să ți scoată... Ce scoate? Mâinile, e wide. Păi, da, ții cât mai de jos. Uh-huh. Deci, și aici încotro? Păi, tot înainte? A, păi până ajunge înapoi jos, o să ajunge și voi. Eu o să fac drumeție înapoi, pe dealul polonic. Când singur. Păi, așa știți ce bine vă vedeți? Trei din ăștia, ești că lucrați la salvamont. V-ați dus să salvați. Uite mă, Superman, că spuneați voi că nu se dăime. Ia uite. Uite pe super, uite și ieși cu camera în mână, uite. Cu telefonul, uite. Tare. Vezi? Și uite, la Superman ai părăștia aia în spate, vezi? Da. Păi am înșezut, n-au. Aici avem casă de bilete, de închis. Na, n-am înțeles de ce mi-a zis că nu pot să iau de aici telescaun. Nu mă prind. A zis că nu are cum să o mai duc înapoi. Ceva de genul ăsta. Nici eu nu înțeleg. De ce mi-a zis domnul așa? Hai să vedem. Gata. Aici îi las. Eu o să mă întorc pe jos. Și las să se aventureze singur în nebunia asta. E bine că pleacă grupați. A, și de când ajung acolo sus, mai au ceva de mers. Pa! Acum, lasă-mă rândos. Da! Gat, au plecat. Să fiți cu minte, nu cu minți. Să-mi scrieți! Oh, gata, a început mai repede. Cât de tare e! Cezara o data viitoare, când mai slăbește vreo 20 de kg. Mi-a explicat domnul de aici de ce nu aveam cum să merg și eu cu telescaunul. Ideea e că acum, nefiind sezon, nu prea se duce nimeni acolo la pârti, decât cei care se dau cu tiruliana. Atunci ei țin oprit telescaunul ăsta și îl pornesc doar când se duce cineva și urcă sau când coboară. Și ideea era că puteam, dacă chiar vroiam, puteam să iau bilet. Mi-a spus, dar trebuia să aștept acolo următorul grup. Adică, după ce ajungeai jos, se mai suia un grup, cine știe câte persoane erau, poate dura chiar și o oră și ceva, dar eu trebuia să stau acolo ca să vin cu telescaunul când îi dădeau ei drumul înapoi. Deci n-avea rost, așa că mă duc acum înapoi în parc și voi aștepta acolo. I-am dat Alinei camera cealaltă,
Așa că de aici încolo o să o las pe ea să continue vlogul, să vă arate cum e pe telescaun, cum e pe tiroliană, cum e acolo sus. Și continuăm de aici, de pe camera lui Cezarău, când se întorc ei. Noi n-am înțeles nimic ce să facem cu bara asta. O să trebuiască să o ridicăm când trecem de un gard sus. Ori înainte de gard, ori după gard. Nu pot să-mi dau seama ideea că suntem în ceață totală toți trei. Și la un moment dat zicea că să aruncăm și rucsacele. Nu, să sărim în laterale. Așa zic. Să sărim în laterale. Dacă asta e... Tipii n-am înțeles nimic. Nimic. Nici noi n-am înțeles. Treaba cu bara am înțeles-o cât de cât. Să sperăm că o să ne iasă. Hai, ce bate soare. Eu mă bucur că este cald. Ia uite ciuperci. Ia uite câte ciuperci. Ia uite câte ciuperci. Băi, am... Ce e ăla? Tibi e nebun după ciuperci. Unde vede ciuperci se miră. Bă, hai că avem de mers un pic. Telefonul din buzunar. Da, ce frumos este. Ia uite papuci pe aici căzuți. Cade toate. Ia uite minătărci. Minătărci. Mamă, eu mă duc în spate mâine. În pătealul ăla. Mergem și noi la cules de ciuperci. Mergem? Da. Mamă, eu am telefonul în buzunar. Ne-am propus. Coboară pe jos? Da. Nu-i văd. Unde sunt? Vezi? Poate se vede pe cameră. Casca asta. Hai, ajungem sus. Ajungem sus și vedem ce se întâmplă. Vai de capul meu ce sus sunt. Ia uite alții și ăla copil. Mi se pare abrupt să cobor pe aici. Da. Oamenii. Uite-i pe ăia copil în brațe, săraci. Și au luat și copiii la plimbare. Hai. Dar e frumos, mă, să te plimbi așa. Da, nu adică de. Cred că mai degrabă e frumos să urci decât să te. Aoleu. Ce Tibi, ți-e frică? Ai zis că ai pus și casca. Ai intrat. Aha, au fost turbulențe astea. E cu panică. Suntem sus, rău. Cred că și Ana are un pic de panică. Nu, n-am înțeles eu ce trebuie să fac și e ciudat. Că trebuie să știi ce trebuie să faci. Da, să sări în stânga, să sări în dreapta, nu știu. Să sărim în laterale, deci e clar că... Da. Cred că nu acum. Tu te sari pe burtă. La un moment dat... Poate acum a făcut țâc. Eu? La un moment dat, după ce o să ridicăm bara asta, o să trebuiască să coborăm în lateral. Nenea ăla a zis să sărim. De la ce distanță, nu ne-a mai zis. Hai mă că nu ai distanță, termină-te. Dar e foarte greu asta e problema. E foarte incomod să sari cu el, cum zice. Foarte ușor de coborât de pe telescaun. Cum ne-a zis nouă nenea ăla, am avut impresia că trebuie să sărim de la cine știe ce distanță. Și să fim super rapizi. Da, ai văzut că în momentul în care aproape am ajuns, a încetinit rău. A încetinit rău și am avut timp să sărim din telescaun, da. Dacă foarte frumos. Cu care am venit. Sigur. Acum trebuie să mai mergem puțin. Ce uite bine. Trebuie să mai mergem puțin, dar mergem pe dealul Polonic. E tot în munte, da, mai e destul de mult de mers. Ia uitați în față încolo. Și se urcă și se urcă. N-ar nimic. Ne gândim la echipamentul ăsta care cred că are 15 kg. E bine, lasă că facem cardio. Ce zici, Tibi? Mai ai teamă? Ia uite, s-a echipat Tibi deja. Păi da? Ce fac? Și-a pus tot. Opa. Eu zic să deschizi și rucsacul. Nu e bine. Deschide și rucsacul, vezi ce e acolo. Trebuie să pui, deci prima schema e așa, întâi ochelarii. Cred că da. Stai că asta nu știu de ce mă mai pun. Dacă îmi pun gluga în cap. Ne-a rupt sufletul dealul ăsta din pădure, drumul ăla din pădure și acum oamenii știu ceva cu noi. Mă rog, cu fiecare care vine să dea pe tirolian. Ne mai punem să mai urcăm și niște scări. Multe, ia uite-se. Hai, ușor, ușor. O rezolvăm și pe asta. Ce? Ia uite-ași ce frumos se vede acolo. Am vrut Superman, asta e Tibi, ce să facem? O facem și pe asta, că de... Trebuie să faci pe plac la femei, dacă vrei să te asculte. Nici camera nu mai pus să mai țin mâna. Tibi a zis că vrea să termine o dată pentru totdeauna cu teama asta, cu frica asta și s-a echipat. Nu m-am dat niciodată. La o dată m-am dat. I-a pus rochiță pe față. De aici, sfâr și mori. Da. Dacă mă e frică. La toți! La toți ne e frică. Hai, la bagă-te. Emoții, la nu frică.
Echipează și pe Ana. Mi-era frică un cap. Hai. Să vă văd. A terminat și Ana. Cum? Invers, așa. Mă echipez și eu acum. Ok. Ia, bagă și mie. Așa trebuie să zice. Să mă văd și eu când mă echipez. Când mă echipește. Așa. Mi-a zis domnul că pe la jumatea drumului o să fie niște urși care o să sară după oameni, după noi. În caz că sare, să ne ridicăm cele, să ne furi încălțămintea. Care e? Am văzut papuci pe acolo, da? A, de acolo sunt? Pâine pe piept. Pâine pe piept. Așa? De rugăciune. E, nu mai zice. Cum o fi, cum o fi soarta? A, ai. Deja... Asta era papuci pe subțele. Încep să regreți? Încep să regret. Încep să regret, da? Cum se ocupă domnul de echipamentul ăsta și... A, auzi, dar mi se pare că la ea e un pic ciupită kinga asta, nu? Dar poate mai ține o tură. Okay. Mai ține o tură, nu? Mai ține, a? Eu cred că mai ține jumătate tură atât. Și ajung pe la urșia de care vorbea domnul mai devreme. Eu, mamă, când vom uita grasul câte cate. Dacă n-a slăbit, eu nu s-a slăbit. Eu am spus că dacă o cap mai aici, a scădea 15 kg. Da. Nu, ulu, da, chiar. 125. Ma, a început să descompună. Stai, stai, stai pe loc, stai pe loc. Gata, stau pe loc. Deja e defect ăla. Ăla e defect. Mai prezintă că l-am tăiat. Pune-te pe masă. Pe burtă, Ana. Pe burtă, pe burtă. Pe burtă, pe burtă, aici. Da, imediat, stai să fac și asta. Hai, că ai timp. Că-i timp. Și că cu pieptul mai încolo. Mai? Mai. Aolo, să nu scap telefonul, să-mi bag. Abia am plătit ratele la el. Nici o problemă. Dacă i-ai dat. Care, promit eu. Eu m-am deschis cu telefonul. Lasă-le jos. A? Lasă-le jos. Da. Să o vedem pe Ana când plec. Mi-a luat telefonul. Ok. Te rezolvă, Ana, fii atent că te rezolvă. Aaa, ce frumusețe. Ce? A, dar erau jos, puteai lua și cumva. N-am știut că... N-am știut. Am zis că cei... Noi am mai văzut pe internet, vezi tu? Dar am zis că cei care au din astea au venit cu ele de acasă. Dar asta e... Ia uite, Anișoara. Vă dea Dumnezeu sănătate. Și măicuța Domnului. Și măicuța Domnului. Uite, când am ajuns aici... Domnul face mișto de noi. Așa. Ia. Așa și mai așa. Pa! Ce-a mama? Hai, Tibi, să te văd și pe tine. Ia zi, Tibi, ai emoții? Puțin. Dar ce emoții de disuc? Ce ai făcut? Tu ești de disuc? De unde curții? Ia, am făcut cu pipel. Ha. Ok? Da. Ok, ești mâna depărtată, da? Da. S-a dus și Tibi. Și urmează să intru eu. Dacă se mângea aia, n-a mai bine. Da, da, am zis să fie mai mult în siguranță. Ce se are pe ochi? Hai. E bine. După ce treci de plață, mâna asta o ții tot traseu, așa? Așa. Cu aia n-am tătit pe metru. Da, acum stau cu ea pe piept, da? Așa. Ai liber. Deci e liber, am auzit. I remember the cabin in Tennessee. We got so high we cried. And you looked like heaven in the passenger seat. But life just passed us by. Cause we weren't meant to be. But you still got a piece of me. Ooh, and I know you ain't my cards. But I swear I ajungem la destinație. Foarte tare.
Am uitat. Mă duceam, nu? Eu am rămas acolo. Eu nu știu cum am... L-ai tras cu fără? Da. Terminați. Mergi cu acolo, n-ați promis. Să dați tot cu bine. Păi mi-e foame deja. Și după mai veni să... Foarte mișto. Nu? La un moment dat nu știam ce să... Dar cum se dă ăsta jos? Gata, s-au dat, au și ajuns. Eu tot am stat pe pod și am încercat să-i filmez cu telefonul pe Zoom. Eu i-am filmat, dar nu mi-am dat seama dacă sunt ei, că nu prea se vede bine. Și mi-au dat mesaj, bosule, suntem jos deja. Și veneau ei înspre mine. Hai că nu le tremură gladiolele, e că sunt bine. Abia aștept să-mi spună cum a fost. Că sunt sigur că e senzația de aia. Bine-s, pe 2 km și ceva, nu te întâlnești oriunde cu asemenea tiroliană. Ia ziceți, domnilor, bucuroși? Exact așa cum ne așteptam noi. Când am urcat cu terescaunul, am început să avem emoții toți trei. Tibi era făcut pe el. Păi de ce? Azi zice, mai bine să te-am liniștit eu jos cu grasul decât să stau, să urc eu, să mă dau pe tiroliană. Foarte mișto. Adică... A fost frumos. Da, da, echipamentul e făcut așa. Eu am rămas suspendat pe acolo, că am fost cum? Să-l tragă. Eram prea greu. Și s-a făcut buclă. Și ai rămas și tu cum a rămas copilul ăla? Da, s-a făcut buclă la... Păi, dar pe mine m-a ținut așa, suspendat acolo la început și zic, păi nu mă dați, adică vreau să mă dau. Și la un moment dat am auzit că nu se mai auzea nimic pentru că rămăsese suspendat și zic, gata, a terminat Tibi. Și nu, n-a terminat. A trimis de alea, suport după mine. Ai prins tot? Frumos. Nasol că am avut telefonul în mână. Nu e ok să stai cu telefonul în mână. Dacă vine cineva, cel mai bine e fără telefonul în mână. Sau să te duci. Stick, selfie stick. Aha. Da, pentru că stai cu teamă să nu scapi și nu te mai bucuri de... Eu am încercat să mă bucur și de peisaj, am încercat să dau și camera așa, dar mi-a luat vântul. Nu știu ce am filmat. Ne uităm acum pe cameră și dar cel mai bine vezi tu când editezi. Da, oricum să fie ceva. Ce am mai vreau. Mai vrei? Mai vreau. Când mai venim pe aici ne mai dăm o dată, că e da, chiar fără camere. E chiar frumos. Nu, merge și cu camera, că acum știu ce trebuie să fac. Am plecat ușurel așa să mâncăm și am găsit undeva lângă noi, se cheamă Păpasul Domnesc, Resort and Spa. Dacă are și spa, o să ne interesăm să vedem dacă putem să venim aici o zi. Oh, ești accidentat, mă, boboane. Nu fugi. Calcă pe ea, dar mai ia puțin. Uite, nu-i fac nimic, nu face și tu să te mânc. Săracu. Da, și mergem să mâncăm ceva aici, să vedem cum este. Să vedem dacă în următoarele zile putem să venim o zi la spa. Bine, să vedem cum e spa-ul. Că dacă îi dau o piscină de aia micuță la interior... După cum arată în poze, pare să fie ok. Da. Așa, bine, în poze arată bine, dar... Ideea e să știm cum arată și realitatea. Aha. Poate putem să mergem să verificăm acum. Păi da, întrebăm. Când suntem la masă. Aha. O, ce frumos se vede de aici. Voronețul. Sunt bine oamenii ăștia puși aici. Mai ales că este aproape de apus. Ia uitați. Uitați-vă și voi frumuseți. De țară ce avem. Și Voronețul este acolo. Vedeți? Aceea este biserica din mănăstirea Voroneț. Hai să mergem. Uite că aici avem mai multe poze. Asta e piscina. Uite și camera arată foarte bine aici. Acesta este restaurantul și niște ciubăre. Arată bine. Da, gata. Păpasul Domnesc, ai înăuntru. Dar frumos e la oameni ăștia aici. Dar nu-i nimeni? E VIP? Avem masă VIP azi? E doar pentru noi? Am crezut că doar pentru noi. Concesarea Omero nu merește la VIP. Nu știu cum face, dar... Adică aici, la cealaltă intrare. Ia vedeți. E frumos, frumos. Altceva? E bine, Ana. Suntem pe mâini bune. Arată bine. Eu trebuie să mă pun și să-mi scot laptopul. Că am puțină treabă. Trebuie să rezolv rapid, rapid. Scoate-ți laptopul și... Îți place, Alina? Da. Foarte frumos. Uitați-vă și voi cât de bine
Gata, mă așez și eu. Și cum se vede în față. Suntem și aproape de apus și asta e ideea. Ia vedeți cum arată nebunia asta, e tigaie picantă. Trebuie și arăt acolo ce, tochitură, ce e? Tocăniță de hrib. Mamă, arată beton. Ana e cu ciorbița. Și asta cine e? Somon cu risotto. Somon cu risotto. Vinuțul, vinuț. Da, e bine, îmi place aici. Suntem pe mâini bune. Mamă, ce bine arată. Abia aștept să gust. Păi acum e și sezonul lor, că ziceai că mergem să culegem ceva de pe aici. Facem, de ieșim la drum și vindem. Tu ce ți-ai comandat, Alina? Aici, da? Da, gata, a venit și la tine. Mersi, spaghete bolognese. Deci cu spaghetele cu sos roșu. Da. Da, să vedem dacă nu... Îmi iau țeapă, să nu fie pe felul celorlalte de la... Ne-am fost ultima dată cu Alex și cu Mimi. Brașov? Da. Acolo nu au fost ce trebuie? Erau... Nu că picante. Dar nu erau cu capere, erau altceva. Era și foarte mult oțet înăuntru. Aha. Erau de la capere alea. Da. Erau... Mama, ce bine făcută, vezi? Ce vita. E moale, așa. Poate legume. Și un pic dulce, mamă. Deci nu dau greș dacă îmi iau mușcula de vită văprită încinsă, data viitoare. Hai cum, mamă. Ok, făcută bine, boss. Ia, vezi, mă, campionii. Cine ține steagul sus aici? Două furculițe. Așa se mănâncă papanași. Ia, zi, Alina. Extrem de bun și... E bine, da? Da. A luat oare foarte multă... Coajă de lămâie, care îi dă o aromă foarte bună. E papanaș ca la mama acasă. Da. Eu nu pot să vă mai ajut, că eu după tigaia picantă sunt full. Ce rău ne pare. Așa că mâncați voi cu neamul vostru. S-a votat, mâine venim aici și la spa. Am un spa frumos, vi l-am arătat de afară în poze, am vorbit. Arată și mâine venim să ne bucurăm. Da. Pe timp de zi o să mergem la ciuperci. Facem ceva frumos. Mergem să culegem ciuperci din pădure. Dacă găsim. Să o cânstu pe aia cu în pădure, la bunica. Găsim, vezi că noi când am urcat cu telescaunul pentru tiroliană, de sus am văzut, e plin de ciuperci. Cribi. E sunt acolo. Cribi? Sau... Cribi și celelalte, cum zice? Ghebe? Ghebe? Dar noi găsim cribi de aia mari. Și de aia scump, cum le zic, trufe. Hai, bă, acum dai diverse. Păi avem pe Spike, e căutător de trufe. Da, căutător de rufe. S-a mâncat bine. Da, ce bine s-a mâncat. Foarte, foarte bine. O să vedeți și spa-ul când o să ne reîntoarcem. Am plătit 360 de lei. Da, 367, 307, acolo. Pentru 4 persoane, la ce am mâncat, e foarte, foarte bine. Plus că am luat și un vinuț. La sfârșit am mai băgat Alina cu Ana un papanaș. Foarte bine. Deci recomandăm 100% locul acesta și probabil că o să mâncăm și în următoarele zile. Nu știu, măcar în tuna. Probabil când o să fim plecați așa mai mult, când ne propunem să mai facem o drumeție de aia bună. Poate după spa mai rămânem și... Mai servim o ciorbiță, ceva. Că mai era un meniu destul de multe lucruri pe care aș vrea să reservesc. Poate o ciorbă băgăm mâine. Alina, tu pe ce ai mai pus ochii? Ciorbă de fasole. Ciorbă de fasole. A, de-aia de mâncat-o Tibi. Da. Ciorbă de fasole, de-aia în pâine, așa, da. A zis Tibi, care la Tibi e groasă cu mâncarea. Adică, dacă omul zice că e bună, înseamnă că e bine de tot. Că el întotdeauna când gustă ceva, parcă iar mai adăuga acolo un alt. Dar aici a zis, e bine-s. Deci Cezara o va găsi bine. Știu, o lutibie, a văzut câini. Arat ce n-a putut să mănânce, era la pachet special ca să hrănească vân câine pe care îl găsește. A găsit Tibi câine. Gata. I-a pus acolo cina. Bă, acolo, cât e? Voi știți că Tibi mereu în spate, în mașină, are... conserve, are toate, când vede câine, hop, se oprește.
Mai vrea și el, dar nu mai e. Mă! Ce mă, buboane, mă? Hai, nu încace. Hai. Hai, nu încace. Hai. Hai, vine aici. Hai. Hai, fugi. Fugi că vine mașina. Vii după noi? Și uite așa încheiem și ziua de azi. Cu Cezarau editând. Tibicoana la somnau. Și Alina a terminat un camion de semințe. A zis că merge acolo ceva. Mănâncă omul sămânță, dar ia uita și producția. Asta e castor mic. Mamă, ce producție ai? A, tu poți mai mult de fel? Oh. Că eu nu știu, că și acasă n-am treabă. Tu ești, stai acolo la biroul tău. Mai am puțin și o termin. A, dar tu, de fapt, când te apuci, mănânci o pungă de asta. A, și ai mai avut ture de aruncat? Adică au fost la multe coji? Astea două tururi. Dar ce le ai? Le-am. Mâine mergem să facem testul la spa-ul ăla. Da, da, înainte de spa mergem să culegem ciuperci. Și când stupai acolo? Prin pădure. Da. Peste râu și prin pădure. Mergem la bunica să ne vadă. Să luăm o sacoșă de ciuperci. Da. Dar trebuie să uite tibilele, că eu nu știu. Și dacă e... Păi da, o să se uite. Și dacă sunt din alea de care avea mama Veronicăi... Hribi. Așa. Ei zic hribe. Hribi, da. Hribi în Marea Mureș, da. Noi hribi, că așa ne-am învățat. Știi că a fost Nea Vasileșa, a cules din pădure, da. Din Maramureș. Și când le rupea pe din două, aveau viermi în interior. Tibi știe să se uite la el. Nu, și să fie și aia... Și să fie și bune, să fie da. Alea bune, nu? Că dacă mănânc ce coleg fără să fiu supervizat, mor. Da, până mâine în următorul vlog. Vă așteptăm și pe Instagram, Cezar Show și Alina Daminescu, să ne urmăriți și acolo. Și de asemenea, dacă n-ați dat subscribe la acest canal, puteți să o faceți acum, pentru că suntem atât de drăgălași și atât de simpatici, încât n-aveți cum să nu dați subscribe. Ce modestă sunt. Așa e, de la semințele aia ți-e trage. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să ne dați un like, ne ajută foarte mult chestia asta. Și nu uitați să accesați linkul din descriere pentru conținut exclusiv pe platforma albastră sau Planeta Albastră, cum vă place vouă. Am pus conținut nou și acolo și urmează și niște poze mișto de aici, din Bucovina. Vă pupăm, noapte bună. Hai, ne vedem în următorul vlog. Not together.